că ai optimizat campania foarte bine, ai muncit tot anul la ea și acum vrei să-ți iei și pe o vacanță. Acum depinde și cât de lungă vrei să o iei, că dacă o să-ți iei o vacanță de un an, s-ar putea să nu fie valabil din ceea ce spun acum. Dar dacă vrei 2-3 săptămâni să pleci fără să ai prea multe bătăi de cap, e valabil. Când vorbesc despre optimizare, mă refer să ai niște ad-uri care performează bine, adică timp de o perioadă îndelungată cât le-ai schimbat, le-ai optimizat, ai găsit un mesaj care îți aduce numărul maxim de conversii și un click-through rate foarte bun. Landing page-urile să le ai foarte bine optimizate, iarăși la fel, să ai numărul de conversii să fie maxim. Să ai eliminate cuvintele cheie care nu îți aduc profit și în mare campania să aibă un return pozitiv, adică să fii profitat. Cât cheltui să obții mai mult. Poate nu pe termen scurt, dar măcar pe termen lung, adică dacă, cum să zic, în momentul în care îți aduci un client nou, să știi să-l și ții mai departe. Dacă nu îndeplinești condițiile... Poți să ne spui mai multe, deci, în momentul ăsta despre chestia asta nu mai merge microfonul, dar stai. Prima întrebare. Ia, îți cer scuze că... Probabil întrebările o să le punem la final, dar vreau să mergi un pic mai mult în explicația asta, că vreau să știu mai multe despre zona asta. Despre ce zonă? Cum adică dacă conversiile, dacă ții un client, eu am înțeles ce vreau. Ok. Să... Bine. Ideea... Stai o secundă, că e puțin cam tare. Dar dă mai tare palmea. Ia. Perfect. Ok. Ideea principală e momentul în care câștigi un client nou din campania ta de AdWords. În general, în majoritatea cazurilor, banii nu-i câștigi direct de la prima vânzare. Dar tu, avându-l ca client și îl servești prima dată foarte bine, el a avut o experiență foarte bună cu tine, e clar că în marea majoritate a cazurilor el se va întoarce și va cumpăra din nou de la tine. Fără a mai fi un cost suplimentar pentru el. Doar, să spunem, te mai costă, va trimite un newsletter, un e-mail, orice de genul ăsta. Pentru că pe tine prima dată te-a costat. Deci costul lui nu era necesar să fie acoperit din prima dată când a sosit el pe site la tine. Ci e de ajuns să calculăm o perioadă de amortizare în care venitul tău de pe fiecare client, de pe clientul respectiv, să fie mai mare decât costul pentru achiziția lui. Asta ne ajută, de fapt asta explică faptul cum în multe nișe se plătesc niște costuri foarte mari pe fiecare click, care nu s-ar justifica pentru prima vânzare. De exemplu, eu te-am întrebat pentru că prezentarea mea este tocmai pe campanie de scurtă durată și asta e o explicație care merge. Da, în general sunt puține nișe în care din prima dată o să ai return pozitiv pentru fiecare client pe care îl ai. Mai ales, de exemplu, în nișele de e-commerce, return-ul pe client, adică profitul la el, poate după a doua, a treia vânzare, poate el. De asta e foarte important, în momentul în care faci o campanie, să o gândești în total, adică nu gândești doar la prima vânzare, ci faci și partea de back-end, în care sunt următoarele e-mail-uri, newsletter-e pe care le trimiți și așa poți să calculezi cu adevărat care este return-ul pentru fiecare vizitator. Așa, mergem mai departe. Așa, am pus câteva cazuri ce poți să pățești în timp ce ești în vacanță, ce se poate întâmpla cu campania ta. E posibil să îți pice serverul o perioadă mai lungă de timp, tu nu ești pe lângă un calculator, nu știi, de obicei când ești aproape mai verifici sau ai pe cineva care îți verifică. E posibil să întâmple. Traffic.ro are un serviciu foarte interesant pe care o să-l lanseze în curând, săptămâna viitoare, care îți spune exact și te notifică via e-mail
și via telefon, SMS, SMS, dacă serverul ți-a picat. Și e foarte, foarte util. Deci pe următorul slide ar fi bine să-l includi și traficul. Ok. Apoi, după un review manual al unei campanii, un reprezentant AdWords îți dă pe toate cuvintele cheie Quality Score 1-3. Ce înseamnă asta? Pentru fiecare cuvânt cheie, în momentul în care îl puneți într-o campanie, în general de search, Google îți atribuie automat un Quality Score. Deci de fiecare dată, în momentul în care cineva dă search pe cuvântul cheie respectiv, primești de la Google pentru cuvântul cheie, pentru cuvântul respectiv, un quality score. Adică e un score de la 0 la 10 pe care îți spune cât de relevant ești pentru cuvântul cheie respectiv. În momentul în care e review-ul manual, mai intervine și cât de ok este pagina, cât de bună este experiența utilizatorului când ajunge la tine pe site. De exemplu, au o vorbă cei de la Google: if it's good for my grandma, it's good for everybody. Deci, dacă o bunică se descurcă pe pagina ta și tot procesul e ok, înseamnă că e ok. Apoi, un alt caz în care poți să ai probleme cu campanie e ca competitorii se decid să-și mărească bidurile pe keyword-uri și în felul ăsta tu cazi mai jos, automat îți scade trafic. Sau apar competitori noi. Încă România e o piață în dezvoltare, deci oricând poate să apară un competitor nou în nișă care să ia o parte din plăcintă, cum să zic. Urmări. În momentul în care îți pică serverul, e clar că tu faci campanii și toți vizitatorii trimiți în neant nu au niciun rost. Apoi, dacă după un review manual toate cuvintele tale au 1-3, automat nu vor mai apărea ad-urile pe cuvintele respective, deci campania ta nu mai funcționează. Și pentru celelalte cazuri îți cade traficul, deci implicit conversiile și calculele pe care le-ai făcut de amortizare și altele. Luând toate acestea în considerare și faptul că aveți campaniile bine optimizate, am făcut un setup pentru a putea manageria campania cu foarte puțin efort. Așa. Primul lucru ca să evitați punctele de timpii morții ai serverului, e un serviciu de optimizare. Eu am scris 3 care le-am găsit pe Google, deci nu. Dar recomandarea mea e ori luați un serviciu românesc, de exemplu cel de la Trafic, care sunt sigur că va fi maxim câțiva euro, deci nu o să fie scump, pentru că e o chestie, un roboțel care face ping mereu la serverul tău și cât timp îl găsește, nu se întâmplă nimic. În momentul în care nu îl găsește, nu răspunde timp de, eu știu, 50 minute, automat el îți va trimite un e-mail sau un SMS care costă undeva 7-5 sau nimic. Deci clar va fi un serviciu ieftin. Am înțeles că tool-ul ăsta de la Trafic îți identifică și regional. Pe ce regiuni pică, nu știu ce tip de provider. De exemplu, în zona Banatului pică providerul X. Și atunci poți putea să îți... Da, să oprești campania pentru zona respectivă. E mai greu momentan în Google să o regionalizezi, adică să excluzi o zonă din campania ta, dar se poate. Dacă o ai foarte bine structurată campania, adică să spunem ai campanii separate pentru fiecare zonă din țară, se poate regionaliza cât de cât ok, adică peste 70% din trafic vine din zona respectivă. Am încercat asta și chiar funcționează. Apoi, pentru a vedea cum funcționează campaniile și a te anunța automat dacă s-a întâmplat ceva ciudat în campaniile tale, e foarte bine, adică recomandarea este să activezi Custom Alerts. Adică pentru de fiecare dată, în momentul în care ceva se schimbă
în campania ta și tu îl monitorizezi chestia respectivă. Așa, Wi-Fi a anunțat că e până, de până acum, stai un pic, am următorul slide. Până acum era și pe SNS, dar de la începutul lunii septembrie mi se pare că au tăiat SNS-ul, deci nu mai funcționează doar pe e-mail. Dar oriunde ai fi, cred că acces la e-mail acum ai. Așa, pentru a activa Custom Alerts, din fiecare campanie mergeți pe ea sau chiar la nivelul de ad group se poate cu chestia asta și aveți un buton alert care vă deschide o nouă zonă în cont în care puteți să selectați ce tip de alertă vreți să faceți pentru campania respectivă. Recomandarea mea e să urmăriți poziția, numărul de click-uri și numărul de conversii. Puteți să le urmăriți pe toate. Puteți că au și pentru cost și costul per click mediu și click-through rate și celelalte tipuri de conversii, rata de conversie, costul pe conversie. Dar astea sunt în general niște chestii care nu neapărat vă spun dacă funcționează sau nu campania, ci de cum funcționează mai mult. Pentru fiecare poziție am dat și niște parametri, adică în care să-i, după care să-i urmăriți. Pentru poziție, în general, e ideal să păstrați poziția respectivă, cu cât dacă modificați poziția, veți avea alte date, automat, alte rezultate. Deci, o să vedeți că după ce mergeți cu campania 2, 3, 5 luni, aveți o poziție ideală pentru fiecare, să spunem, ad group, adică un grup de cuvinte cheie, în care sunteți profit, adică aveți ori return-ul maxim, ori profitul maxim. Apoi, și ideal este să nu scădeți plus, să fie maxim plus minus 1 la poziția respectivă pentru a-și păstra datele. Datele să fie în continuare relevante pe care le-ați adunat până acum. Dacă scade poziția respectivă, să spunem, cu 1,5-2 poziții, deja traficul e mult mai mic, automat vor fi mult mai puține conversii sau dacă crește cu 2 poziții s-ar putea, de exemplu, voi erați foarte profitabili în poziția 3 pentru că cei care ajungeau pe site erau foarte interesați de ceea ce aveți voi. Nu erau trafic accidental, adică pentru, dacă sigur știți, de legăturile sponsorizate care sunt așezate deasupra celor organice și acolo se întâmplă de foarte multe ori și happy clickers, cum se spune, adică cineva dă search imediat dă click fără să se citească primul rezultat, pentru că știe că, mă, în general, Google nu pune primul, deci e clar cel mai relevant, dar acolo, de fapt, e cel mai relevant anunț plătit. Așa. Și iarăși, ce spuneam că... Dar este oricum un anunț relevant. Este un anunț relevant, dar e posibil, de exemplu, pe mine să mă intereseze un serviciu gratuit, de exemplu, nu știu, caut blog pentru, hosting pentru blogul meu și eu acolo am scris în anunț că hosting pentru blog te costă 2 euro pe lună, dar el foarte rapid, nici nu procesând, neprocesând textul, automat a intrat și e clar că nu v-a fost niciodată interesat de produsul meu, deoarece e peste ceea ce își dorește. Apoi, numărul de click-uri. Variația număr de, la număr de click-uri e ceva normal, adică într-o zi poate să fie mai multe, într-o zi mai puține. Din cauza asta, mereu se compară cu ziua, aceeași zi din săptămâna trecută. Pentru că în weekend e posibil să aveți mai puțini vizitatori, de asta nu se compară cu ziua dinainte. Și recomandarea mea e undeva la 30% să fie plus minus diferența. Dacă e mai, o diferență mai mare de asta, ar trebui să vi se aprindă un beculeț acolo pentru să primiți o alertă pentru a vedea ce s-a întâmplat. E posibil să fi mers mai sus, deci o creștere de trafic, sau să fi scăzut, eu știu, sunt mai multe motive. Așa, la numărul de conversii,
Alerta zilnică o recomand undeva la 20%. Sau dacă îi trece peste cifra respectivă, automat înseamnă că e posibil să se fi întâmplat ceva, mai ales dacă voi aveți niște date relevante în spate, adică campania a funcționat destul de mult timp și e puțin probabil să fie variații foarte mari în conversii, doar dacă, de exemplu, se întâmplă ceva, un, să spun, nu știu, apăreți undeva în presă, în ceva, vă face o reclamă foarte bună și atunci automat, sau foarte proastă, automat o să scadă conversiile din cauza că mai sunt și alți parametri, nu doar istoric. În momentul în care oricare dintre cele trei condiții, deci oricare parametru iese din intervalul respectiv, veți primi pe e-mail o alertă. În general puteți alertele să le setați continui, adică să la, nu știu, 30 de minute ceva îl verifică sau o dată pe zi. Recomandarea mea să le faceți o dată pe zi, pentru că nu e foarte mare diferența între orele zilei față și, în general, poate în timpul dimineții sunt mai multe conversii, seara mai puține, deci e puțin. Dacă există probleme, le rezolvați și vă faceți la distracție. Așa. O variantă automată, aici am mai adăugat ceva, să nu mă opresc aici, ar fi să activați Conversion Optimizer. Ce este Conversion Optimizer? E un script al Google care, în funcție de istoricul pe care l-ați avut până în prezent al campaniei, adică ați avut până în momentul de față o campanie în care aveți conversii, deci minim 15 până în ultimele 30 de zile, funcționează bine și vreți să o puneți puțin pe autopilot sau să vedeți cum ar optimiza o scriptul Google. Pentru că ei au acces la mult mai multe date decât avem noi. Noi, în general, optimizăm o campanie doar din punct de vedere al statisticii. Adică văd că timp de 30 de zile, 60 de zile, am avut niște cuvinte cheie cu niște ad-uri care ne-au performat foarte bine. E clar că ălea le mai optimizez, cele care nu au performat bine le scot din campanie. Ei, Google mai are acces și la alte chestii, adică cum s-a comportat utilizatorul, ce alte cuvinte cheie a mai căutat înainte să facă query-ul respectiv. Are în jur de 50 sau 60 de parametri pe care îi urmărește și în felul ăsta decide când să vă afișeze anunțurile și care este să fie cost per click-ul pe care să-l dea pentru a obține return-ul max. În momentul în care activați Conversion Optimizer, nu mai dați costul per click, ci voi setați costul per conversie. Adică setezi un cost maxim pe care vrei să-l plătești pentru un utilizator nou, adică un cumpărător nou, să spunem, sau un lead, sau depinde de ce urmăriți printr-o conversie. Și sistemul AdWords automat, în funcție de CPA-ul acela maxim, va, cum vă spuneam mai devreme, va selecta exact utilizatorii la care să le arate anunțul vostru, locurile unde să-l pună, pentru că e valabil și pentru zona de content, adică nu doar pentru search, și bid-ul pe care să-l facă pentru clipul respectiv, adică cum ar veni poziția în care să vă pună. În felul acesta veți obține maximul de conversii pentru costul respectiv per conversie. Da, sim. Depinde de campanie. Repet o dată întrebarea. Dacă activează des, dacă activezi des ăsta, Conversion Optimizer, eu cam 20-30% din campanii au mers. Pentru care am încercat Conversion Optimizer. Nu știu din ce cauză, pentru, cel puțin pentru cele care le-am rulat în Google RAW, au fost puțin mai prost
Și mie mi-a mers foarte prost pe Convert și Optimizer. Da, am avut campanii care au rulat foarte bine, adică chiar am obținut mai multe conversii la același preț. Asta a fost... Cred că trebuie precizat totuși că prețul pe acțiuni, prețul pe conversie este stabilit tot în funcție de click. Totul este stabilit în funcție de click. Da, da. Și CPM-ul, adică să nu se înțeleagă, știi, că se vehiculează în piață cum că ăsta ar fi CPA, știi? Și... Dar nu, ideea care e, pentru tine, tot CPA este, pentru că tu îți setezi exact maximul, costul maxim pe care vrei să-l plătești pentru o conversie și automat Google încearcă să te obțină maxim de număr maxim de conversii pentru suma respectivă. Și într-adevăr, algoritmul pe care exact știa, pe care tu l-ai făcut pe cu același, exact, cu același algoritm, pentru că din cauza asta e și foarte important să ai un istoric, cu cât campania are mai multe conversii, și asta vreau să mai adaug, că în general campaniile care au foarte, foarte multe conversii 30 de zile funcționează mai bine pe așa ceva, pentru că cele care au 10-20, adică 20, 25, 30, e foarte dificil să aibă niște date relevante și automat nu poate să-ți ofere mai mult decât ceea ce faci tu. Și în general o să ia niște decizii cam proaste. De asta, pentru multe campanii și în general, pentru la noi, nivelul de trafic pe multe nișe nu e chiar atât de mare încât să obții zeci de sute de conversii, automat nici Conversion Optimizer nu o să funcționeze pentru o campanie cu conversii puține, adică sub 50, să spunem. Așa. Da, și ce spunea Ionuț, că într-adevăr CPA-ul acela maxim, el tot din cost per click, adică Google tot cost per click face bidding-ul. Dar doar că îți modifică costul per click la fiecare afișare a anunțului tău, astfel încât să obții maxim din cât ai zis la chiar din query-ul respectiv. Da, best practices, e bine să-l testați înainte de a-l lăsa pe autopilot, adică să ruleze, să vezi cum rulează două săptămâni, o lună, pentru că e posibil, exact cum spunea și Bianuș, el să nu funcționeze cum trebuie și să reveniți la CPC bidding. E bine să testați mai multe valori în momentul în care vedeți că funcționează. E posibil să nu obțineți return-ul maxim. Chiar dacă aveți o profitabilitate foarte bună, să spunem că aveți 500% profitabilitate pe campania respectivă, dar e posibil în loc de 500 de conversii să aveți doar 150. Într-adevăr, cu o profitabilitate foarte bună, dar dacă ați avea 500 de conversii cu, să spunem, o profitabilitate undeva la 200%, e posibil return-ul să fie mult mai mare, adică banii pe care îi aveți în buzunar la sfârșitul lunii să fie mult mai mulți. Și, în general, e bine să găsiți CPA-ul la acela maxim pentru care return-ul este maxim, nu neapărat și profitabilitatea. Și în momentul în care l-aveți activat, nu modificați radical campaniile. Pentru că deja în momentul în care ștești foarte multe ad-uri, adaugi foarte multe ad-uri noi, nu mai este valabil, nu mai sunt valabile datele dinainte. Deci toată statistica pe care se bazea bidding-ul respectiv a dispărut și automat nu o să mai aveți rezultate, pentru că până la urmă tot pe statistică se bazează și Google. Deci, ca să tragi o concluzie vis-a-vis, înainte să zici mulțumesc, ca să tragi o concluzie vis-a-vis de Conversion Optimizer, tu recomand să folosim o campanie care a funcționat, care e bine pusă, pentru o perioadă scurtă, medie de timp, pentru a vedea, pentru a te duci în vacanță și pentru a testa eventual oportunitatea. Da, înainte să pleci în vacanță e recomandat să-l și testezi. Și dacă vezi că funcționează, e ok să pleci în vacanță, pentru că automat acolo, dacă, de exemplu, îți va intra un nou competitor sau bidding-ul va crește, automat Google va ști cum să crească și el bidding, CPC-ul pentru fiecare cuvânt cheie, astfel încât să obții, același, să spunem, același număr. Dacă mai e posibil, că e posibil să ai 100 de competitori și 5 să înceapă, adică
au făcut, au un sistem mult mai bun de monetizare al cumpărătorilor și automat să își permită să plătească mult, mult mai mult decât voi. Și în cazul ăla e clar că nu va mai, la același subiect, nu va mai fi posibil să obțineți aceleași rezultate, cu același număr de conversii. Ok, și vacanță plăcută. Da, acum, dacă aveți întrebări, și am zis că cea mai bună întrebare, o să-i dau un voucher de $100 pentru viitoarea lui campanie. Ăsta e microfonul. Nimeni? Hai că dau două voce. Da, ok, apropo de vouchere, nu știu din ce cauză am observat că în momentul în care faci un cont nou și intri direct cu voucherul, primești un quality score foarte prost pe cont. Foarte prost, da? Adică ești obligat, cât timp cheltui doar din voucher, să plătești niște costuri per click, adică de exemplu, două ori mai mari decât ca am plătit și de 5-6 ori mai mari, adică era dădea minimum bids recommended undeva la 1,2-1,5, adică am dădea quality score 3 pe cuvinte cheie și chestia care era? Că la început îmi pune quality score, să spunem, 0,2 sau 0,3 și un 0,3 automat îmi ia așa și după o zi e 10 peste tot. Am 10 quality score peste tot. Modific 0,3-ul ăla, pun 0,05 minim și după o zi iarăși mă pune pe 3. Deci recomandarea mea ar fi să cheltuiți un pic din banii voștri și pe urmă să adăugați voucherul respectiv, adică după 2 săptămâni sau ceva de genul, că... Nu mergi după două săptămâni, mergi după o săptămână. Ceva de genul. După 2 săptămâni zice că nu, e contul prea vechi. Da, 15. Da. După 7 zile merge, după 15 zile, dacă îl pui nu mai merge. Deci, eu am încercat, adică am încercat chiar după o săptămână, dar nu făcusem încă. 3 zile am băgat după ce am început, am început cu cardul, am început campania. A, nu. E deja târziu, de când faci prima plată în cont, nu faci plata de deschidere, 20 de lei. Nu târziști de când faci prima de 200. 50 e prima. 200 de lei. A, da, $50, în fine, că nu prea lucrez. Se activează. Eu am făcut conturi pe care nici n-am pus card și mi-am activat... Și a durat campania? Da. Îți spun sigur. Deci asta trebuie... Dar oricum, nu vă faceți probleme că există lucruri diferite la unii și la alții, pentru că Google are sistemul ăla de a testa multivariant în conturi separate. Și în contul ăla îți afișează ceva ca să testezi sistemul ăla pe care la un moment dat o să-l lanseze, pentru care să-și întâmplă. Acum 2 săptămâni încercam să fac un test pe o campanie și am zis că hai să încerc un voucher. Și am făcut un cont pe un nume și pe urmă am încercat să pun un card care mi-a tot refuzat. Și am zis, hai să încerc să pun voucherul. Și când am pus voucherul, într-adevăr scrie acolo că o să fie activ voucherul din momentul în care o să pun cardul, dar după ce i-am dat activare la voucher, mi-a apărut $105 în $100 în cont, nu 105, că 105 îți apare după ce îți pui cardul, îți mai ia 5 și am putut să rulez campaniile. Adică, da, mi-am afișat anunțurile. Într-adevăr, iarăși la început aveam quality score 4, dar după 2-3 zile de rulat, într-adevăr aveam 7, 8, 9, 10. Să mai uite și la omul.
Haideți să vedem niște întrebări, acum că a trecut dimineața. Mă uit la tine și cred că ai